venit cu mare drag. Noi, ca universitate, suntem implicați în mai multe programe de formare antreprenorială și studenții de la noi au clubul lor antreprenorial în care fac astfel de activități. Sunt foarte curios să văd ce și cum ați realizat dumneavoastră și vă felicit pentru că din timpul dumneavoastră liber încercați să faceți ceva, că viitorul sună altfel în momentul în care dumneavoastră vă implicați și că mulțumesc și părinților că sper prin aceste activități vor forma într-adevăr o echipă de antreprenori care va resuscita mica întreprindere din România și va crea un viitor mai bun pentru toată. Foarte mult, elevii și-au implicat, părinții și-au implicat, comunitatea locală a oferit resurse financiare necesare organizării și funcționării activităților în cadrul firmelor de exercițiu. Mulțumesc și firmelor private care au asigurat sponsorizări în bunuri sau în bani și astăzi ne-a dat posibilitatea nouă să organizăm un asemenea târg. Sperăm să avem șansa ca anul următor să organizăm un târg județean, pentru că acesta este un târg local, și să participăm și la târgurile naționale și internaționale. Felicit colegii care au lucrat foarte Anchia Cucină, se organizează cea de-a doua ediție a Târgului Firmelor de Exercițiu, care are ca principal scop formarea întreprinzătorului de mâine. Noi dorim ca aceste elevi să învețe să înființeze o societate comercială, să-și organizeze activitatea pe compartimente specifice domeniului de activitate și să reușească să-și vândă produsele și serviciile și să obțină profit. Profitul generează întotdeauna locuri de muncă, impozite și taxe pentru comunitatea locală și astfel județul nostru poate înflori împreună cu acești tineri. Vă propuneți ca de anul viitor acest târg să fie județean? Propunem ca în anul școlar următor să organizăm târgul județean al firmelor de exercițiu și nu ar fi rău dacă am reușit să organizăm și un târg regional al firmelor de exercițiu în regiunea nord-est. V-a rugat să ne spuneți două, trei nume de elevi care s-au implicat la modul cel mai serios. Toți elevii de la colegiul nostru, de la clasa 11, s-au implicat în activitățile firmelor de exercițiu, dar cei mai deosebiți au fost Alexandra și Ștefan. Vă mulțumim tare mult, vă dorim succes și la cât mai multe târguri și de mare anvergură. Vă mulțumim și noi pentru participare la acest târg.